Numărul tot mai mic de copii, lipsa cadrelor didactice și școlile mici sunt doar unele din probleme din domeniul învățământului din raionul Râșcani. Potrivit datelor prezentate de Direcția de Învățământ, lipsa cadrelor nu s-a resimțit în raionul Râșcani. Și asta deoarece au avut posibilitatea să angajeze profesori pensionari. Totuși, direcția spune că au solicitat 26 de cadre tinere. Grație pensionarilor, în școlile din raionul Râșcani, toate instituțiile de învățământ au fost asigurate cu cadre didactice. Totuși, aceasta ar putea fi o problemă pentru anul viitor, pentru că raionul Râșcani a solicitat 26 de profesori tineri. Cu toate acestea, în raion au venit doar 10. Potrivit șefului Direcției de Învățământ Râșcani, dacă este necesar și administrația publică locală se implică în soluționarea problemelor tinerilor specialiști. Administrația publică, dacă chiar ar și dori foarte mult să contribuie cu ceva la atragere tinerilor specialiști, nu ar putea să o facă deoarece în raionul Râșcani instituțiile de învățământ sunt autonome financiar, ele au bugetul dumnealor, acele compensații pentru tinerii specialiști conform hotărârii de guvernul vin direct de la bugetul central. Avem exemple pozitive atunci când tinerii specialiști au fost ajutați să găsească gazdă, li s-a acordat lemne la momentul respectiv gazdei care a găzduit acești tineri și în principiu, iată, cam acesta este ajutorul, dar în fond nici nu e nevoie că ei nu sunt pur și simplu. Cu 200 de copii mai puțin au pășit în acest an pragul școlii. Numărul mic de copii din localitățile rurale duce la incapacitatea financiară a multor instituții de învățământ din mediul rural. Este problema contingentul de elevi, care anul ăsta a scăzut cu circa 200 de copii. Ca să ne închipuim, aceasta este deja două instituții, două gimnazii care practic nu mai sunt. La moment respectiv de aici vine și finanțarea instituțiilor de învățământ și respectiv problemele care pot să le aibă ulterior. O altă problemă este că în instituțiile acestea mici numărul de cadre didactice rămâne practic constant, nu se schimbă nimic, deoarece numărul de ore rămâne respectiv mai mic decât cel care a fost și tinerii specialiști în aceste instituții nu vin. Respectiv de aici este și calitatea predării disciplinilor, deoarece directorii de instituții sunt nevoiți ca aceste discipline unde lipsesc cadre didactice să le repartizeze persoanelor care activează sau cadrelor didactice care nu sunt specialiști. La recalificare, cu păreri de rău, dumnealor nu se duc, deoarece mulți dintre ei se află în prag de pensie sau chiar sunt pensionari și respectiv aceasta creează niște probleme referitor la calitatea educației. În raionul Râșcani, în prezent, învață peste 5.000 de copii.